Profesorul Dante Gaciu din nou în platoul nostru. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumim pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vin alegeri europarlamentare, alegerile sunt importante la nivelul Uniunii Europene. În spatele dumneavoastră este deja o poză cu Victor Orban, pentru că vă propun să vorbim pentru început puțin despre situația de la Budapesta, acolo unde pare, cel puțin la prima vedere, că regimul lui Orban, care se află la conducerea țării de 14 ani de zile, se clatină pentru prima oară cu adevărat. Proteste masive în ultima perioadă și nu doar unul, și un lider al opoziției, domnul Peter Maghiar, care pare că este cotat cu peste 20% intenție de vot dacă va reuși să aibă un partid politic cu care să candideze pe șina politică de la Budapesta. Ce se întâmplă în țara vecină și cât de mult se clatină cu adevărat Victor Orban? Bun, Victor Orban s-a clătinat de ceva vreme, mai ales în preajma alegerilor locale, pentru că în Ungaria o să fie și alegeri europarlamentare și alegeri locale pe 9 iunie și de obicei în preajma alegerilor locale, ținând seama că Victor Orban nu a câștigat Budapesta și din cele 23 orașe mai mari ale Ungariei, opoziția câștigă cam 10, la alegerile locale, tocmai pentru că Victor Orban nu reușește să câștige anumite orașe mari, importante, se spune că regimul Orban se clatină. Să vedem cum se va clătina la aceste alegeri locale. E foarte posibil ca bătălia pentru Budapesta să fie din nou pierdută. Este deja aproape ritualică povestea. Pierde Budapesta în alegerile locale. Este a doua oară când a pierdut Budapesta, dar reușește să mențină un echilibru la nivel național în Parlament. Aici e problema. Aici a fost problema. Ce e interesant la locale ar fi urmărit de urmărit orașul Debrețin, care este al doilea oraș ca mărime din Ungaria. Deci este interesant pentru că acolo s-a făcut un fief puternic, Fidesz, da. Și acolo s-a făcut în ultima vreme o industrializare masivă cu investiții chinezești. Cea mai mare investiție chinezească din Europa, practic, fabrica de baterii, se va face la Debrețin. Acolo se vor mai face și o firmă chinezească care să construiască trenuri. Dar va veni în siajul firmei chinezești care investește în baterii și BMW-ul german care va face încă o fabrică. Maghiarul să ajungă să aibă mai multe investiții decât forță de muncă au la un moment dat. Deci Debrețin este o investiție, dacă vreți, un oraș industrializat pe o formulă chinezească și e foarte interesant de văzut cum va reacționa populația ca urmare a acestui proiect. Debrețin este un laborator în sine. Deci revenind, sondajele de opinie îl arată pe Victor Orban la partidul Fidesz, vreau să spun, la 47%. Deci n-a scăzut, n-a crescut și ce este cel mai interesant este că Peter Maghiar, pe care l-ați invocat dumneavoastră, noua stea a politicii maghiare, atunci când obține spre 13% până spre 20%, 13% am văzut ultimul sondaj, el nu ia de la Victor Orban. El ia practic de la partidele de centru stânga opoziția Victor Orban. Deci perdanții într-o primă instanță în acest moment în Ungaria sunt partidele de opoziție, nu este partidul lui Victor Orban, care rămâne, cum se spune, neatins de acest val. Că domnul Peter Maghiar scoate 100.000 de oameni, el spune 250.000, poliția spune mai puțin, probabil pe la 100-150.000 de oameni. Ceea ce oricum este mult pentru Budapesta. Evident că este mult. Este mult și e o nemulțumire evidentă în Ungaria. Totdeauna a fost Ungaria, Orban câștigă la mustață, ca să spun așa, un soi de, ca să facem o comparație electorală, un soi de Turcie. Un soi de Recep Tayyip Erdoğan, care câștigă tot la jumătate și pierde orașele mari, le-a pierdut recent, de pildă. Orașele cele mai cosmopolite, Aici, domnule profesor, dacă îmi permiteți, deja se observă în Turcia o erodare masivă a AKP-ului, a partidului lui Erdoğan, mult mai puternică decât în alegerile locale anterioare. Dacă am urmat același clișeu, n-am putea aștepta și la surprize în Ungaria. Să așteptăm alegerile locale, alegerile europarlamentare, cred că vor fi câștigate de către domnul Orban 47%, repet, e un scor care nu s-a mișcat de la începutul anului. Iar, încă o dată spun, Peter Maghiar ia de la opoziție. E foarte interesant, sigur că toată presa a titrat nou star al politicii liberalul Peter Maghiar, care Peter Maghiar, să nu uităm, vine din cercurile Fidesz. Este el fostul soț al fostei ministru al justiției, exact, de care a divorțat în martie anul trecut, era în anturajele mari ale Fidesz la Budapesta. El a ieșit din Fidesz, exact, din cercurile Fidesz. Și foarte interesant că fosta soție, deci fosta ministru al justiției, l-a acuzat de violență și de șantaj. Dar știți cum se întâmplă? Femeile conservatoare nu prea se bucură de, adeziunea spațiului public
atunci când vine vorba de harassment sau de mai știu ce alte chestiuni de genul ăsta, n-a fost prea băgat în seamă, are aceste acuzații însă la activ. Deci el și-a făcut, înainte de a-și căuta un partid pe care se pare că și l-a găsit, a făcut o asociație, un ONG, care are o titulatură inspirată de versele lui Petre Fișandor, Cânte cu maghiar, ridică-te maghiar, te cheamă patria. E, cum ar fi în România cineva care intră în politică și face un ONG cu Deșteaptă-te române? N-ar suna foarte liberal. Ei, Peter Moghior sună foarte liberal, chipurile, cel puțin prin comparație. Cred că narațiunea, hai să zic așa, corectă, politic de aici înainte va fi patriotul Peter Moghior împotriva naționalismului Victor Orban. Să nu uităm, Peter Moghior a spus foarte limpede. El susține suveranitatea Ungariei, este împotriva unui stat european, adică unui suprastat, teoretic, ar trebui să fure din voturile lui Orban pentru că se apropie de narativul său politic. Un soi de Navalny, păstrând proporțiile. Exact. Adică, marea miză acum în Ungaria este cine se poate lupta eficient cu Victor Orban. Cineva opus lui Victor Orban, respectiv socialiștii, gen Ghiurcioni sau mai știu ce alt personaj din zona aceea, sau cineva din cercul lui. Asta e, de fapt, bătălia în Ungaria. Și acum s-a schimbat partitura. Nu va mai fi un socialist care îl înfruntă pe Victor Orban și cineva care seamănă puțin cu Victor Orban. Și, repet, ca să vor Victor Orban să fie învins, probabil că toată, repet, narațiunea și discursul european va fi legat de patriotismul domnului Peter Moghior, pe care, sigur, trebuie să vedem în ce măsură se va manifesta, și naționalismul, sigur, inacceptabil al lui Victor Orban. Victor Orban își continuă drumul, totuși. E foarte greu să aibă scurgeri electorale, pierderi electorale, pentru că organizează SIPEC-ul 25-26 aprilie, acolo vor veni lideri europeni. Nu este foarte clar locația, acum înțeleg că li s-a refuzat o anumită sală de la Bruxelles. Vor veni senatori și congresul american și se pare că domnul Donald Trump a trimis un mesaj. Deci el își urmează calea, iar electoratul probabil că îl va urma, cel puțin pe termen scurt. Nu mă aștept ca să fie vreo mare surpriză, mai ales la europarlamentare. Domnul Victor Orban așteaptă cu interes două alegeri, alegerile din Austria, care ar putea să aducă la putere pe șeful Partidului Libertății, adică partenerul lui, partenerul european, întărind, dacă vreți, aliații lui Victor Orban în Europa. Asta e o alegere foarte importantă pentru Ungaria și pentru noi până la urmă. Și urmează alegerile din Statele Unite, în care domnul Victor Orban și-a pus cărțile pe o singură carte. Da. Ce se va întâmpla dacă pierde, ce se va întâmpla de dacă câștigă. Iată, sunt două chestiuni pe care va trebui să le discutăm un pic mai judicios și la București. Ce se va întâmpla dacă domnul Victor Orban câștigă pariul sau pierde pariul pe care l-a făcut în urma alegerilor europene? Și să nu uităm că de pe 1 iulie Ungaria va prelua președinția Consiliului. Să dăm cezarul cei al cezarului, chiar dacă se vorba despre noi. Noi am discutat aici și am început astfel de discuții privind politica de la Budapesta. Două întrebări mai despre Peter Moghior până vom trece la situația din Ucraina. În primul rând, cum se raportează acesta din datele pe care avem în momentul de față la relația atât cu Federația Rusă, cât și cu China și Statele Unite ale Americii? Deocamdată e un european care nu vorbește despre China în termeni pozitivi, nu vorbește despre Statele Unite, nu vorbește în termeni pozitivi, în sensul în care ar putea fi acuzat de o simpatie pro-Trump. El e prudent din această perspectivă. Este un european, dar repet, un european care spune foarte limpede că Europa trebuie să fie mai degrabă pe formula de Gaulle a statelor naționale. Chiar dacă nu o spun explicit, despre asta e vorba. În discursul domniei sale, cum ați sezizat foarte bine, el vrea să lupte cu Victor Orban din cercul Victor Orban. Deci nu poate să își declare, nu-i așa, adeziuni spre stânga foarte, foarte pregnante. Nu este Victor Orban în politica externă. Și asta e un lucru foarte interesant. Foarte interesant. De asta spuneam că Debrețin este un element important. Până la urmă, China investește masiv în două țări vecine nouă, adică în Ungaria și în Serbia. Și s-ar putea ca președintele chinez Xi să vină într-o vizită în Ungaria și într-o vizită în Serbia. El, dacă va veni în Franța în vizită în Europa, va trece cu siguranță și prin Ungaria și prin Serbia. Asta îi va aduce sau nu îi va aduce câștiguri domnului Victor Orban? Este clar că Peter Moghior se așează într-o altă logică geopolitică și dacă va dori să aibă sprijinul Occidentului, sprijinul Europei în bătălia cu Victor Orban, care vor fi decisive? Care va fi decisiv? Este clar că geopolitica pe care el o vizează pentru Ungaria, dincolo de patriotismul său, va fi una care va încerca să pună, nu surdină, ci chiar să închidă anumite relații cu Federația Rusă și cu China. Cu China va fi un pic mai dificil, pentru că acolo e vorba de mulți bani, de mari investiții chinezești.
Dar cert este că sunt în logică geopolitică diferită din această perspectivă, cel puțin din ce spune domnul Peter Mogher până în momentul acesta. Bun, în același timp la Budapesta avem o poziție divizată, lucru de care a fost acuzat inclusiv de presa internațională sau presa de opoziție a lui Victor Orban. Va reuși Mogher să coalizeze opoziția în jurul său? Asta este un lucru foarte interesant. Peter Mogher vine și luptă cu ambele tabere. El nu e opoziția clasică. Opoziția clasică a ieșuat. Peter Mogher este opoziția din interiorul câmpului lui Victor Orban și pentru el nici stânga nu este bună. Adică el nu se duce la stânga, mă rog, infama stângă a lui Gyurcsány ca să lupte de acolo cu Victor Orban. Nu le cere voturile, deși surprinzător, până acum voturi de acolo ia, din zona aceea, dar nu le cere voturile și nu se declară solidar cu stânga, cu socialiștii unguri, ca să lupte cu Victor Orban. El luptă și cu Victor Orban, și acolo cade accentul, dar și cu opoziție, cu opoziția maghiară, pe care o critică de foarte multe defecțiuni pe care le-a avut și pe care le-a perpetuat de-a lungul guvernării sale. Deci el preia discursul lui Victor Orban împotriva socialiștilor sau împotriva stângii și își construiește discursul personal sau privat sau, dacă vreți, de partid. Are un partid care care la ultime alegeri n-a câștigat niciun vot. Dar cu el încearcă să meargă în alegeri europarlamentare, spune că va fi primul pe listă, dar nu se duce la Bruxelles pentru că are de construit un partid în Ungaria. Deci este, dacă vreți, o nouă intrare în câmpul politic al Ungariei. Asta e formula care se încearcă acum pentru debarcarea lui Victor Orban. Nu mai lucrăm cu ce am avut, lucrăm cu altceva. E o nouă formulă să vedem dacă Victor Orban va rezista acestui așa. Relația cu România apare în discursul lui Peter Mogher? Deocamdată nu. Relația cu ungurii din afara Ungariei apare ca fiind masă de manevră instrumentalizată de Victor Orban, ceea ce e corect. Cam așa și este. Bun, domnule profesor, trecem, când vorbim de Victor Orban, nu putem să nu vorbim despre Vladimir Putin, dar mai întâi vă propun să vedem un scurt material video, să mai auzim cu atât ce mai spune propaganda de la Moscova. Мы хотим изменить будущее Европы. Но настоящее вы себе изгадили, господа европейцы. Вы выбрали в конечном счете вот этих дебилов, которые вами руководят. Но мы пытаемся изменить ваше будущее, которое означает 200-250 миллионов убитых и покалеченных европейцев. Вот такая будет цена ядерной войны. А между прочим, американцы? Ну что? А им-то что? А им ничего. Им нормально. Да, ну дойдет там облако. Но надо, по-моему, отбросить вот эту ложную нашу деликатность, что нет, европейской ядерной войны не будет. Нет, она будет, и надо об этом говорить прямо. И надо прямо говорить, какие европейские города превратятся в пыль, и какое количество жертв будет после попадания 5-6 ядерных боеприпасов по городу Парижу. Надо вбить в голову каждому европейскому обывателю, что он тоже может погибнуть. Российская империя, значит, в пределах там Аляски, Гавайи, там Калифорния, это самое, Финляндия, Польша, ну хотя вообще Польша и Финляндия такие вонючие, что если честно... Da, continuă delirul, știm cu toții, este vorba despre o propagandă internă pentru publicul intern de la Moscova, dar unde se va opri aceste tipuri de narațiune, domnul profesor? Sigur, pot să polemizez cu un delir, cum bine ați spus. Nu se va opri. El capătă din ce în ce mai multă consistență și nu doar acest tip. Rusia are diverse etaje de propagandă. Una este cea a televiziunilor. Alta este cea așa numit mai sofisticată, nu? Karaganov, Lukianov, mai nou Dimitri Trenin, care elaborează teorii pentru viitoarea poziționare strategică a Federației Ruse, mai degrabă pentru occidentali, anunțându-i că, de fapt, Rusia se pregătește să facă parte într-o altă lume, că Occidentul va rămâne lumea lui mică, iar sigur că marea lume din care Rusia se pregătește să facă pace, să facă parte, are în prim plan lumea Chinei. Și aici este, de fapt, pericolul. Dincolo de această propagandă pe care ați prezentat-o și care realmente este un delir, marele pericol care va rămâne este în ce măsură va fi o provocare apropierea dintre China și Federația Rusă, două state care au arme nucleare, o provocare pentru Occident și o provocare chiar pentru America. De fapt, s-ar putea ca una dintre moștenire cele mai greu de gestionat ale războiului din Ucraina să fie apropierea aceasta dintre Rusia și China. Asta e realmente o provocare dincolo de delir și de propagandă. Pentru că acolo, de fapt, apare dificultatea. Cum faci să negoci sau cum te ocupi
de China și de Rusia în același timp, întorcând cu 180 de grade momentul Nixon, care era unul de despărțire a Chinei și a URSS-ului la vremea respectivă. Asta e, de fapt, și critica pe care o aduce administrația americană, tabăra republicană sau Donald Trump, care spune că cea mai mare greșeală strategică a acestui război este că a pus împreună China și Rusia. America ar fi trebuit să fie mai aproape de Rusia împotriva Chinei, care e principalul inamic. Deci asta, repet, dincolo de propaganda aceasta, absolut greu de urmărit, dacă vă întrebați pe mine, nici măcar nu spun greu de comentat, greu de urmărit. Rămâne o problemă reală. Ce se va întâmpla cu acest conglomerat care se întărește, se construiește, schimbări pe care le vedem o dată la 100 de ani, cum spunea președintele Xi, haide să le facem împreună. Și vestea, și o veste care și ea sună prost, e că nu doar vedeți în presa și internă, dar și internațională, faptul că este o alianță a autoritarismelor și totalitarismelor, China, Rusia, Iranul, Coreea de Nord. Bine, vestea proastă nu e că aceste state se aliază. Vestea proastă este că nu doar aceste state se aliază. Adică există tot felul de asocieri din acestea de state, BRICS-ul de pildă, nu e populat doar de autoritarisme și de totalitarisme, asocieri din acestea de state care încet, încet încep și să exprime un tip de reticență și rezervă față de Occident. Asta e, de fapt, tema care trebuie să ne preocupe pe noi și care e presantă. S-a publicat în un sondaj din China, din Asia, despre modul în care se comportă statele ASEAN în raport cu China și America. Bun. Deci, în acest moment avem pentru prima dată opțiunea 51% China și 49% Statele Unite. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Statele ASEAN încet, încet basculează spre China și nu spre Statele Unite, ele având de fiecare dată un joc din acesta între cele două mari puteri, pe care nu le iubesc nici pe una, nici pe alta, ar dori să stea neutre, dar pentru prima dată, repede, de când se face acest sondaj de câțiva ani, există un soi de basculare spre China. Deci lucrurile acestea sunt grave și, strategic vorbind, vor fi bătăi de cap. Vă discutați despre China pentru că vin mesaje de la Washington privind ingerința în războiul din Ucraina, dar până atunci, domnule profesor, mai avem un scurt material video după care vom intra în analiza din războiul din Ucraina să vedem ce discută Vladimir Putin cu omologul său Lukashenko. Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. Но и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то. Говорят, что мы отказываемся от переговоров. În cadrul discuției sale cu liderul bielorus Alexandru Lukashenko, președintele Vladimir Putin a mai pretins că Rusia, de fapt, n-a respins niciodată soluția pașnică în Ucraina. Напомню, что тогда нам говорили, что нельзя подписывать документ, Украина не может подписывать с пистолетом у виска, нужно отвести войска от Киева. Мы это сделали. Сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены. Însă și liderul bielorus Alexandru Lukashenko a luat în derâdere conferința pentru pace din Elveția. Если они хотят в Швейцарии, это же они называют мирной конференцией. Но если они хотят без нас там говорить о мире в Украине, ну Господь с ними. Это я уже сказал, наша позиция заключается в том, что они могут там договориться только как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный там процесс? Не может быть мирного процесса. Da, este adevărat, nu poate exista pace fără Federația Rusă. În același timp, Federația Rusă trebuie să dorească pacea și pare că o dorește momentul de față, domnule profesor. Din păcate, nu. Sau dorește pacea în termenii celebrei butade sovietice, luptăm pentru pace până nu mai rămâne piatră peste piatră. În Elveția, dacă se va petrece acea conferință, nu se duce lumea să negocieze. Se duce lumea să-și susțină Ucraina, să-și arate sprijinul pentru Ucraina, pentru planul de pace al președintelui Zelensky și probabil că se va discuta modul în care Ucraina poate fi sprijinită pe mai departe. Deci nu va fi o chestiune de negociere. Acolo nu se negociază nimic. Întorcându-ne la Federația, cel puțin oficial,
pe alte canale, probabil că se vor discuta foarte multe lucruri, dar oficial nu se duc acolo să negocieze. Și să susțină planul de pace al Ucrainei, să sprijine Ucraina. Rusia în acest moment nu va accepta nicio pace decât în termenii ei. Aici va fi problema. Deci nu se joacă acum situația Ucrainei într-o masă de negocieri sau într-o sală de negocieri, ci se joacă pe teren. Cum poți să faci să pui Rusia la masă ca să negocieze, să discute ceva, nu doar în termenii ei? Asta e, de fapt, problema fundamentală. Poți să faci asta, ești dispus să faci asta, ai dorința și putința să faci așa. Care este răspunsul la aceste întrebări? Răspunsul tehnic vorbind, lucrurile sunt dificile, pentru că, ce spun iarăși republicanii americani atunci când critică administrația Biden, ei întreabă care este teoria victoriei administrației Biden. Câți bani dăm și de câte ori ca să obținem ce? În acest moment, America produce aproximativ 360.000 de obuze, 155 mm pe an. Pe an, atenție. Ucraina are nevoie pe an 3-4 milioane, dar poate trage 7 milioane. Cu ajutor financiar, America poate ajunge la 1,2 milioane de obuze pe an. Nu se știe Europa cât, la sfârșitul 2025. Deci problema este că, tehnic vorbind, e o dificultate enormă pentru Occident să se mobilizeze pe termen scurt. În 2025, la sfârșitul 2025, poate vin obuze mai multe din America, poate mai vin și din Europa. De doamne. Rezistă Ucraina până atunci? Ce se va întâmpla? Și acum sunt două întrebări. Și ce ați spus dumneavoastră e foarte important. Rezistă, e prima întrebare dacă rezistă Ucraina și a doua întrebare este rezistă ca să ce? Dacă Ucraina rezistă în 2024, dar nu are capacitatea să facă o contraofensivă în 2025, la ce bun să reziste, iertați-mi cinismul, să reziste în 2024 sau să distrugi în continuare în 2024, dacă tu nu pregătești contraofensiva în 2025, că rezistența Ucrainei nu-i trimite acasă pe ruși. Deci în momentul în 2024, Ucraina trebuie să reziste, să-și planifice, să-și reconfigureze armata în așa fel încât să poată face o contraofensivă în 2025 și în același timp să lovească strategic Rusia pe unde poate, la Marea Neagră sau chiar în interiorul Rusiei. Asta trebuie să facă Ucraina. Și atunci asta înseamnă că trebuie mai mulți oameni și trebuie suficient de multă muniție. Din păcate, muniția e tot mai rară și nu ține seama de acela... E un mare risc să mitologizăm ajutorul ăsta de 60 de miliarde, iertați-mă. Să dea Domnul să ajungă. Și poate că o să ajungă. Dar crede cineva că acele 60 de milioane rezolvă diferența de paritate 5-0 în favoarea Federației Ruse la numărul de obuze trase pe front? Evident că nu o să rezolve. O să rezolve pe termen scurt mai multe tranșe de bani oferite, mă rog, industriei de apărare. Deci nu trebuie să facem iluzii că acel... Zice, domnule, în sfârșit, merg cei 60 de milioane, slavă Domnului, s-a terminat povestea. Nu s-a terminat povestea. Se complică. Deci, dacă tu vrei să negociezi cu Rusia și să nu fie în termenii Federației Ruse, atunci trebuie să acționezi pe teren. Pentru că dacă nu, Rusia merge mai departe, încet și sigur, toacă tot, construiește buffer și în jurul... și Harkovul poate să devină, Doamne ferește, un buffer și apoi negociază, dacă vreți, cu seninătate. Dar iarăși în termenii. Trebuie să scoți Rusia din acest confort de a avea posibilitatea teoretică să negocieze în termenii. Și nu o poți scoate decât prin susținerea pe front a Ucrainei. Restul sunt povești. Pentru că dacă cineva se gândește acum că oprește războiul sau convinge Ucraina să oprească războiul, să negocieze, care e logica? A putea asista la o pace falsă, folosind ghilimele de rigoare, să presupunem că vom avea un consens între Kiev și Moscova, susținut de către Occident, dar într-o perioadă de câteva luni, într-o perioadă de 6-7 luni, atât Ucraina cât și Federația Rusă să se pregătească în tăcere pentru reluarea ostilităților militare? Nu văd o distinție foarte clară între zona de război și zona post-război. Nu cred că va fi așa. Războaiele în ultima vreme nu s-au încheiat cu tratate de pace. De mult a trecut vremea războaiilor care se încheiau cu tratate de pace. Nu. Va fi o situație în care războiul nu va fi, situația de război nu va fi definită foarte limpede și nici deosebit de situația de după război. Asta va fi, de fapt, situația. O să fie o chestiune gri, care, sigur, privit dinspre faptul că se oprește un pic războiul, va fi mai puțin crudă și mai puțin dură, dar uitându-ne din cealaltă direcție, nu va fi o situație foarte confortabilă pentru Ucraina dacă lucrurile nu se schimbă radical pe front. Deci noi trebuie să fim aici foarte, foarte realiști. Generalul Zaluzhny a spus-o în noiembrie într-un interviu către The Economist că dacă nu se întâmplă un miracol tehnologic, războiul intră într-o stare de, hai să zic așa, de uzură, într-o stare de stagnare. Din păcate, nu este într-o stare de stagnare. Din păcate, Rusia a câștigat vreo 600 de kilometri pătrați
de la momentul acelui interviu. Deci noi suntem într-o situație în care un miracol tehnologic nu e vizibil, iar dacă un sprijin occidental american nu vine masiv, inclusiv la nivelul pregătirii oamenilor pentru contraofensiva din 2025, soarta războiului pare să fie pecetluită în sensul în care Federația Rusă va obține o tip de negociere, mă rog, nu neapărat sfârșit al războiului, în termenii pe care și dorește. Asta e, de fapt, perspectiva. Și cred că trebuie să avem un pic sentimentul urgenței din această perspectivă. Pentru că dacă nu-l avem, toate semnalele care încep să apară sunt despre viitor. Haideți să pregătim un viitor război. Peste 10 ani să ne construim o industrie de apărare, să ne, uitând că, de fapt, soarta Ucrainei și a vecinătății europene se joacă, Doamne ferește, în următoarele luni. Dacă Ucraina nu reușește să câștige, să reziste, să țină frontul următoarele luni, toate discuțiile noastre n-au niciun sens. Pare că va rezista să țină frontul următoarele luni, dar nu știm ce ar urma după următoarele luni. Să țină frontul pentru ce? Într-adevăr, cât durează ținerea asta frontului? Ținerea asta frontului trimite pe ruși acasă? Iertați-mă că o spun. Gândiți-vă, cel care astăzi a văzut, sau tânăr ucrainian, care a văzut legislație. Și intră într-o bază de date și oricând poate fi adus la război. Durează o lună până intră în vigoare legea de la semnare către președintele Zelenski. 70% este rata de mortalitate pentru infanteria ucraineană. 30% înseamnă că rămâni în viață sau rănit. S-au rănit, într-adevăr. În toate discuțiile acestea, Occident și în Ucraina, discuțiile politice din Ucraina, nu există aproape deloc optimismul comparativ cu ceea ce a fost la începutul frontului. Deci presiunea asta publică, involuntară de foarte multe ori, că discuția despre asta induce stări de spirit, pe recrutul potențial din Ucraina este incomparabil mai mare și mai negativă decât ar fi fost acum un an sau doi în urmă. Deci dificultățile acestea sunt complicate. Gândiți-vă, ca să pregătești brigăzile alea pentru contraofensivă, în 2023 ni s-a spus că de fapt 4-5 luni era mult prea puțin. Bun, suntem în aprilie. Legea e semnată de președintele Zelenski, intră în vigoare în mai. Iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie vor fi pregătite cele două brigăzi. În decembrie o să intre spre contraofensivă. Ce se va întâmpla până în decembrie? Astea sunt întrebările cele mai dure. Evident că și rușii știu asta. Și ce se întâmplă în acest moment este că rușii înaintează spre niște zone care nu mai au orașe precum era Bahmutul sau Vinca, nu mai spun de Mariupol, cu subterane și tunele în care te poți ascunde. S-au dus acele orașe. Deci suntem într-o situație care este complicată pe următoarele luni. Prezentul e problema, nu viitorul Ucrainei. Cât de vulnerabil este Odessa în momentul de față? Pentru că, domnul profesor, sunt analize în publicații importante la nivel internațional, chiar din ultima săptămână, care atrag atenția asupra posibilității relorii unei ofensive puternice a Federației Ruse pe cale terestră, ce-i drept, către Odessa. Am văzut aceste analize. Sigur că ele sunt îngrijorătoare în sensul în care ele nu o să înceapă de la sine. Dar dacă Rusia ajunge și frontul cade, nu cred că va exista niciun impediment ca lucrurile să se îndrepte între acolo. Am sentimentul uneori că această viitoare contraofensivă devastatoare este prezentată inclusiv de ruși ca un tip de amenințare sau, dacă vreți, inclusiv ca o tentativă de a forța niște negocieri. Dacă nu se întâmplă acum, ceva mult mai rău se va întâmpla. Pentru că dacă cade, Doamne ferește, frontul în Ucraina, evident că spaima noastră de o viitoare contraofensivă, adică Odessa, adică Ucraina să-și piardă și ieșirea la mare pe care o mai are, nu mai spun că Odessa e strategică pentru mulți, doar pentru ucrainieni, va fi și mai mare. Și vom avea de negociat cu instrumente de negociere și mai slabe. Astăzi Ucraina are instrumente de negociere mai slabe decât un an de zile. Acum un an de zile avea instrumente mai slabe decât un an înainte. Da, pare că se deteriorează capacitatea sa diplomatică în conflictul cu Federația Rusă și pentru că vorbim de Odessa la Tiraspol, în urmă cu două zile, așa numitul lider al separatiștilor anunță cu un război mondial dacă Republica Moldova va continua apropierea de Transnistria, dar sub forma de reintegrare a Transnistriei. Vocile politice de la Chișinău, care sunt ținute de către Federația Rusă, sunt din ce în ce mai puternici în momentul de față. Era o perioadă anul trecut, nu spuneau nimic, era o tăcere la Tiraspol. Pare că prind curaj, mai ales din cauza situației de pe frontul din Ucraina, aș putea spune. Tropăitul bocancilor armatei ruse
se aude la Chișinău și la Tiraspol și nu doar în cercurile politice. În ultimul sondaj pe care l-am făcut în Republica Moldova cu partenerii noștri de la IDIS Viitorul, ei ne-au spus, operatorii ne-au spus următorul lucru. În Republica Moldova, atunci când faci o chestionare prin telefon, sigur că saluți, dragi viteze, bună ziua și fiecare îți răspunde în limba pe care o preferă. Acum un an de zile, acum 2 ani de zile, cei care răspundeau în limba rusă la chestionare erau extrem de timorați. Vorbeau încet, nu erau entuziaști. Acum, în februarie, ni s-a spus că cei care vorbesc în limba rusă vorbeau tare, erau ferm, își exprimau opiniile, nu era o rată mare de non-răspunsuri la vorbitorii de limba rusă, pentru că ei au stat cu urechea la pământ și am auzit tropăitul. Deci când vine tropăitul armatei ruse, el se aude în toată populația. Aici nu e vorba numai de liderul de la Tiraspol. El vorbește pe baza tropăitului pe care l-au auzit toți de la Tiraspol. Asta se va întâmpla în Republica Moldova și dumneavoastră gândiți-vă că acest tropăit se va auzi în perspectiva alegerilor prezidențiale. Pare că la București să înțelege acest lucru? Sper. Ce înseamnă asta? Înseamnă o mobilizare. Uitați-vă, noi am prezentat datele acestea, pentru că de asta l-am prezentat. Da. Doamna Maia Sandu este pe primul loc. Următorii 5-6 sunt non-tabăra Maia Sandu. Într-adevăr. Toate nuanțele sunt acolo. Abia al 6-lea, 7-lea, cu 1 sau 2% mai este unul dintre cei care ar putea în turul 2 să-i dea votul doamnei Maia Sandu. Asta e problema, de fapt, acolo. Că Rusia ce dorește în acest moment este să-i pună pe toți împreună. Nu lucrează mult cu Tiraspolul. Lucrează cu Găgăuzia. Și chestiunea asta este, dacă vreți... De ce a ajuns Găgăuzia atât de importantă? Pentru că pare că, într-adevăr, ia fața Tiraspolului în această perioadă. Bașcanul Găgăuzia e vizită la Moscova. Iertați-mă că o spun. Că o spun cu toată tristețea. Pentru că Republica Moldova nu demonstrează că e stat. Vine după 30 de ani. 30 de ani. 100 de mii de oameni în Găgăuzia. Noi astăzi, cu susținerea americană, susținerea europeană, susținerea României, Bașcanul Găgăuziei se duce, se plimbă la Moscova, se fotografiază cu Putin și toată lumea stă și tremură. Vai de mine ce face Găgăuzia, destabilizează Republica Moldova. Noi suntem ridicoli? Rușii nu sunt în Republica Moldova. Decât prin, mă rog, agenții ce au ei pe acolo. Dar ei nu sunt prezenți. N-au cum să ajungă acolo. Deci noi stăm pentru 100 de mii de oameni din Găgăuzia controlată, încercuită de către Republica Moldova. Domnul Munteanu, dacă Doamne ferește, reintegrează Republica Moldova Transnistria, care e de câteva ori mai mare, mai puternică, mai plină de agenți ruși, mai plină de bani, mai plină de ură față de Republica Moldova, limba română, București. Cum îi gestionează pe adun? Munteanu. Dacă ei de 30 de ani nu pot să gestioneze Găgăuzia, cum gestionează Republica Moldova Transnistria? Suntem cu toții plini de ridicol. Domnul Munteanu, alegerile, dacă Doamne ferește, le pierde Maia Sandu, nu le câștigă rușii. Le pierdem noi. Le pierdem noi, într-adevăr. Cum nu reușești să construiești în masa aia mare un partid politic social-democrat care să o susțină pe doamna Maia Sandu în alegeri? Domnule profesor, vorbim de gestionare, noi trebuie să gestionăm timpul, luăm o scurtă pauză publicitară, după care ne reîntoarcem cu imagini video privind situația de la Tiraspol și declarația vicepreministrului pentru integrare, Oleg Serebrian. Un guvern își pune sarcini, nu face pronosticuri. Și sarcinile pe care ne le punem noi este ca cel puțin până în 2030 regiunea transnistreană să fie, dacă nu procesul politic încheiat de reglementare, cel puțin la nivel economic, regiunea să fie practic integrată într-un spațiu vamal, fiscal, monetar, cu malul drept. Asta înseamnă mai mult de jumătate din procesul propriu-zis de integrare, pentru că orice proces de reintegrare sau integrare are multe componente, inclusiv componenta economică care este de bază. Vicepremierul pentru reintegrare a dat exemplul reunificării celor două Germanii, în cazul cărora primul pas a fost cel economic, nu politic. S-a introdus marca germană pe teritoriul RDG-ului, s-a creat un spațiu vamal comun, s-au pornit mecanismele de integrare economică. Deci asta a precedat, de fapt, mecanismul de reintegrare politică și în cazul nostru avem aceeași idee. Viteza cu care se va realiza integrarea economică ar urma să fie atent analizată, iar procesul va fi discutat împreună cu partenerii europeni ai Republicii Moldova. Domeniul economic este un domeniu foarte, foarte sensibil și s-ar putea să dorim să facem un lucru bun și prin ricoșeu sau ca un efect al bumerangului să ne pomenim cu o problemă mai mare, dacă pașii nu sunt bine coordonați, bine chipzuiți. Acum, sigur că orice pas pe care îl vom întreprinde în direcția reintegrării
va trebui să fie consultat mai atent și cu partenerii noștri externi. Avem o datorie și politică și morală să discutăm acest lucru cu partenerii noștri de la Bruxelles, în primul rând. Primii pași au fost deja făcuți încă din acest an, în condițiile în care, de la 1 ianuarie 2024, a intrat în vigoare noul cod vamal al Republicii Moldova, conform căruia firmele din Transnistria vor trebui să plătească taxe vamale la bugetul Republicii Moldova. Până acum, deși companiile din regiunea transnistreană erau înregistrate la Chișinău ca agenți economici moldoveni, ele plăteau taxe vamale la bugetul transnistrean. Schimbarea a provocat nemulțumirea autorităților de la Tiraspol, care acuză Chișinău că împovărează fiscal companiile transnistrene și că a introdus măsura brusc. În luna februarie a acestui an, Congresul convocat la Tiraspol a votat o rezoluție în care susține teza suveranității regiunii și cere ajutor Moldovei în acest sens. Guvernul de la Chișinău a respins afirmațiile pe care le-a catalogat drept declarații propagandistice ale Tiraspolului. În plus, guvernul a subliniat că regiunea beneficiază de pe urma politicilor Chișinăului. Bun, domnule profesor, două întrebări. Cât de viabil este reintegrarea Transnistriei până în 2030? Este un plan economic prin care se încearcă atragerea Transnistriei de partea Chișinăului? Și în același timp, de ce, într-un final, Republica Moldova pare că nu se gândește să renunțe la Transnistria? Cu tot respectul pentru domnul Serebrian, un admirabil diplomat. Da, un diplomat de carieră care a făcut multe pentru Chișinău și autor de cărți de geopolitică extrem de relevant. În Germania nu s-a întâmplat chiar așa. La 3 octombrie 90 s-a reunificat Germania, s-a reunificat politic. Altminte spus, a fost definit statutul politic al RDG-ului, adică integrarea fără statut special în Germania. A fost o absorpție, după care a intervenit mecanismul economic, unificare financiară, monetară și tot ce a urmat ulterior. În Transnistria lucrurile nu decurg așa. Din păcate, astăzi se mai vorbește, inclusiv la nivel de OSCE sau la nivel de diplomați occidentali, de statut special al Transnistriei. Care statut special și pe ce bază s-a convenit că va fi un statut special pentru Transnistria, adică un tip de autonomie? Suntem în aceeași eroare strategică pe care au făcut-o inclusiv diplomați occidentali, apropo de Găgăuzie. Mi-aduc aminte când lucram la Chișinău câte dificultăți avea președintele Ghimpu în dialogul cu diplomații occidentali, care îi spuneau autonomia trebuie prezervată, nu trebuie să intervină Chișinău, etc., etc., cu susținerea masivă a Ungariei, pentru că am început discuția despre Ungaria, cei mai activi susținători ai autonomiei găgăuze erau diplomații maghiari. De ce făceau asta? Pentru că autonomia găgăuză este singura autonomie etnică din Europa. Singura. Ar nu fi, mai există, un, ar nu fi un precedent. Și a pentru... fost precedentul pe care vreau să-l mute pe Transilvania. Sau... Ținut secuiesc. Așa numitul ținut secuiesc. Asta a fost, de fapt, toată chestiunea. Pentru că autonomie sunt frumoase, sunt bune, trebuie prezervate. Ei au prezervat autonomia găgăuză și iată acum care sunt problemele pe care are Republica Moldova și Occidentul în general, apropo de intervenția Federației Ruse. 2. Integrarea economică a Transnistriei este o chestiune îngrozitor de greu de gestionat. De ce? Pentru că dacă în 2020, vă dau un singur exemplu, dacă în 2024, în decembrie 2024, expiră contractul Gazpromului cu Ucraina și nu se mai trimite gaz prin Ucraina, gaz care ajunge și în Transnistria. Dar gazul rusesc nu mai ajunge în Transnistria, pentru că nu va mai fi trecut prin Ucraina, pentru că contractul nu se prelungește, toată industria, așa numită industrie a Transnistriei, va rămâne fără gaz. În acest moment, Transnistria funcționează prin gazul pe care îl primește Republica Moldova și îl dă în totalitate Transnistriei. Transnistria ia gazul, nu-l plătește, produce curent electric la Cârciurgan pe care îl vinde pe bani Chișinăului. Și Transnistria supraviețuiește. Ce se va întâmpla dacă gazul nu mai vine? Sigur că poți să iei gaz din altă parte, dar iei un gaz pe bani pe care trebuie să-l plătești. Cine îl plătește? În acel moment, curentul electric de la Cârciurgan devine neeconomic, pentru că ce se întâmplă la Cârciurgan? Funcționează o centrală care este viabilă doar pentru că nu se plătește gazul. În momentul în care gazul se plătește, curentul ăla devine prea scump. De unde aduci curent electric, de unde aduci gaz, cine îl plătește și cum mai reziste industria din Transnistria și ce face cu oamenii aceia? Dacă pentru oamenii aceia în 2030, cum se spune la Chișinău, se va întâmpla, inclusiv integrarea europeană, să dea Dumnezeu, pentru integrarea europeană și reintegrarea Republica Moldova va însemna că nu mai au slujbe, nu mai au joburi, va fi un eșec social în Transnistria. Vă dați seama cam ce reacții vor fi de acolo, dacă, repet, Republica Moldova are probleme pe care le are cu găgăuzii, o entitate mult mai slabă, mult mai mică, mult mai neputincioasă decât Transnistria, care colcăie de agenți ai Federației Ruse. Deci, din punctul ăsta de vedere, până în 2030, până integrează Transnistria Republica Moldova, noi avem alegeri,
alegeri care se vor petrece cu Rusia implicată într-un război în Ucraina și ar fi cel mai mare eșec strategic al Occidentului ca Rusia să reușească să coalizeze toată tabăra Maia Sandu într-un bloc politic care va reuși, dacă va fi coagulată, inclusiv să dea președinte. Asta este marea bătălie astăzi. Cum se poate ca în această, mă rog, mare politică care nu este pas, să nu reușești să construiești sau să aduci oameni care să construiască un partid suficient de aproape de Europa, astfel încât în turul al doilea să-i dea voturile mai sunt. Această construcție politică nu se întâmplă. Această politică, și să nu-mi spune mie că toți oamenii aceia sunt oamenii Moscovei. Iertați-mă, cel mai apropiat om de Moscova în istoria Republicii Moldova a fost Vladimir Voronin, care a câștigat primul mandat cu proiectul Uniunea Statală Rusia-Belarus-Republica Moldova. Când în 2023, când s-a pus problema federalizării Republicii Moldova, Vladimir Voronin a fost întors și a fost împotriva federalizării. De cum ai reușit să-l întorci pe Vladimir Voronin? L-ai scos din brațele rușilor să blocheze cel mai strategic proiect geopolitic al Rusiei în Republica Moldova și nu ești în stare acum cu politicienii de la Chișinău, când Rusia este departe, să nu reușești să faci o construcție politică în care să sprijini candidatura doamnei Maia Sandu. Asta este va problema teribilă. Dacă se pierd alegerile prezidențiale din 2025, se pierd alegerile din 2024 și alegerile parlamentare în 2025, asta este vina noastră. Rusia va câștiga prin neparticiparea Occidentului la aceste alegeri. Sau participare retorică, dar și includ aici România, dar o participare care nu are eficacitate. Despre asta trebuie să discutăm în acest moment. Vi se pare că Bucureștiul este prea puțin implicat în scena politică de la Chișinău? Eu sper să fie implicat, poate nu știm noi toate lucrurile în care este implicat, dar sper să vedem ceva concret, pentru că miza Rusiei... Uitați-vă câte lume s-a dus la Moscova în acest moment. Președinte Dodon, Șor, șoriștii, socialiștii, Bașcanul Găgăuzii, toată lumea se duce la Moscova. De ce se duce la Moscova? Pentru că Moscova vrea să-i pună împreună pe toți. Vrea să construiască un bloc care va fi blocul împotriva Maia Sandu, care nu se va numi așa. Și blocul acela, dacă va da un candidat, domnul Dodon se pregătește, chiar dacă nu recunoaște asta, sau alt candidat comun acestui bloc, el va ajunge să lupte politic împotriva doamnei Maia Sandu, mă tem să spun, cu șanse. Cu șanse, pentru că doamna Maia Sandu în turul 2 va avea mari probleme dacă nu va avea susținători politici care să-i dea voturile pe care le vor risipi, ca să zic așa, în turul 1. Doamna Maia Sandu nu are în acest moment suficient de mulți candidați care să-i ofere voturile. Și nu se mai poate baza pe diaspora așa cum s-a bazat în 2020. Pentru că nici diaspora nu mai este ce a fost, pentru că nici diaspora nu va vota în măsura aceea covârșitoare 236.000 cât a votat la legii din 200. Există și o erodare din punct de vedere politic a președintelui Maia Sandu? Indiscutabil că există și n-ai cum să nu existe. Dar ce s-ar putea reproșa în momentul de față? Guvernarea Maia Sandu, de fapt despre asta a fost vorba, a reușit să mențină Republica Moldova în această situație complicată. Adică a făcut fundraising. Dar problema majoră pe care o reproșează foarte mulți din Republica Moldova, prețurile extrem de mari. Să nu uităm că și acum Republica Moldova plătește un preț la energie care este mai mare decât media europeană. 2023-2024, Republica Moldova plătește un preț la energie mai mare. De ce se întâmplă asta? A făcut cineva o greșeală? A făcut cineva ceva mai mult decât o greșeală? De ce nimeni nu e pedepsit? Nimeni nu e pedepsit Republica Moldova pe chestiile mari. Plahotniuc e liber, Șor e liber, Platon e liber. Niciun dintre mare rechin nu este la închisoare, iar prețurile, taxele sunt mari, indiferent de câtă retorică europeană ai folosi. Dacă cetățeanul este nemulțumit, el este masa de manevră ideală pentru propaganda Federației Ruse. Nu atât puterea propagandei Federației Ruse mă sperie, cât disponibilitatea nemulțumirii, populației nemulțumite pentru a accesa, dacă vreți, această propagandă. Dar bătălia se câștigă pe teren. Bătălia nu se câștigă în conferințele internaționale, nici în discuțiile politice. Iar pe teren vedem o anchilozare, dacă vreți, a spațiului politic, din care mă tem să nu câștige Federația Rusă. Federația Rusă vrea să unească partidele care nu sunt cu doamna Maia Sandu. Asta nu trebuie să se întâmple. Iar până să ajungem la chestiunea integrării, reintegrării transniste, iertați-mă, mai e foarte mult până departe. Dacă doamna Maia Sandu nu câștigă, nu se mai discută nici de reintegrarea Transnistriei, nici de victoria în 2024 a taberei pro-europene la Chișinău. Aici e bătălia. Acum și aici, în noiembrie 2024, acolo se va juca vecinătatea, mă rog, apropiată a României și dacă Republica Moldova cade, iertați-mă, nu mai înțeleg ce viziune are Uniunea Europeană și cum poate, iertați-mă, să învingă Uniunea Europeană și Occidentul Rusia
Dacă tu nu reușești să câștigi alegerile în Republica Moldova... Într-un stat totuși destul de mic, unde Occidentul are pârghile necesare în momentul de față. Republica Moldova are susținerea Europei, a României, a Statelor Unite. Cum putem să ne uităm pe sondaje și să te apuce spaima că s-ar putea să pierdem alegerile? Care ar fi cauzele, dincolo de strategia Rusiei de a uni opoziția și erodarea mai sanului despre care am vorbit? Cauzele sunt... Pentru că în acest moment în Republica Moldova avem tabăra Maia Sandu în dreapta, care spreia europenii 30-35% și, mă rog, pro-românii. În capătul celălalt avem tabăra domnului Dodon, Voronin, Usatăi, Vlah, adică Găgăuzi. Da. Iar în mijloc nu există nimic. Mijlocul acela va fi decisiv. Mijlocul acela trebuie construit, dar construit în așa fel încât în turul 2, să ofere voturile doamnei Maia Sandu. Ei, mijlocul acela e gol. Rusia vrea să ocupe acel mijloc, punând toate forțele, inclusiv domnul Ceban, la aceeași masă. Dacă lucrurile acestea se vor întâmpla și domnul Ceban se va duce în tabăra Federației Ruse, va fi foarte greu, dacă nu imposibil, ca doamna Maia Sandu să câștige aceste alegeri. Ele sunt, în acest moment, pe sondaje, la limită, pe muchie de cuțit. Ce poate câștiga doamna Maia Sandu astăzi, în perspectiva lui noiembrie, cum poate să obțină voturi mai multe? Va veni prosperitatea în Republica Moldova? Se vor reduce taxele sau prețul energiei în Republica Moldova? Care va fi mecanismul prin care doamna Maia Sandu, Doamne ferește să nu scadă, dar să-și mențină ritmul? Care e strategia prin care se va întâmpla asta? Pentru că retorica pro-europeană și integrarea europeană în 2023 nu vor putea face concurența sunetului trupelor bocancilor rusești care vor intra tot mai adânc în Ucraina. Bun, domnule profesor, acum este sunetul de finale al emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența la CEC Media. Până în noiembrie vom mai discuta de foarte multe ori despre ce se întâmplă la Chișinău și la Tiraspol și nu numai. Între timp, rămâneți alături de B1. Vă mulțumim că urmăriți CEC Media. Noi ne vom revedea sâmbătă viitoare.